Emisiune realizată cu sprijinul Bursei de Valori București. Profesorul Paul Bârsănescu a fost premiat la a 5-a ediție a Network of Automotive Excellence de la Düsseldorf, concurs internațional de inovații în România desfășurat sub patronajul Ministerului Economiei. Sistemele tehnice există deja pe piață, și anume un sistem de cântărire pe fiecare punte a autovehiculilor grele și GPS cu recorder și tracker. Acestea puse împreună pot să dea o hartă digitală a traseului parcurs de către camion. Mă refer în special la camioanele grele. Și acestea puse împreună cu o nouă lege care să ceară plata funcție de uzura produsă pavajului de către fiecare camion greu, va aduce foarte mari economii. Dar va fi util și pentru transportatori, pentru că îi ajută să-și facă raportul unde încarcă, cât încarcă, unde descarcă, cât descarcă traseul, și raportul către autorități va fi mult mai simplu. Scopul acestui proiect cu finanțare europeană a fost creșterea siguranței pentru circulația autocamioanelor și protecția infrastructurii. Am încercat să dezvoltăm tehnologii noi care să reglementeze și să aducă economii la transportul rutier de mare tonaj. Proiectul a reunit 19 parteneri din 12 țări și a avut un buget de 8,3 milioane de euro. Finanțarea pentru inovația românească a fost de 100.000 de euro, banii europeni în totalitate. Aplicarea invenției profesorului Bârsănescu în economie, împreună cu un pachet de legi adecvat, ar aduce economii de miliarde de euro la nivel european. FNF este un furnizor care are ca punct forte serviciile pentru industria de automobile. Am avut mai multe argumente pentru care am ales România. În primul rând, este membru al Uniunii Europene, este accesibil atât cu avionul cât și cu mașina. La fel, Timișoara are universități și forță de muncă bine pregătite. De asemenea, legătura personală cu domnul Laurent Zambori, în care am încredere, a contat foarte mult în construirea afacerii. Concursul a atras mass media și astfel am reușit să popularizăm inventatorii prezenți și să-i aducem în atenția marilor companii din industria automobilistică. De curând am capacitat și industria aviatică și transporturile feroviare. Este un proces continuu de atragerea cât mai multor membri în rețea. Vrem să investim în România și să dezvoltăm afacerea din Timișoara. La a 5-a ediție a acestui concurs internațional de inovații s-au înscris 325 de inventatori din 40 de țări. Dintre aceștia, 113 au fost validați, proiectele fiind analizate de un juriu format din nume mari din industria automobilistică, aeronautică și feroviară.